Un bărbat în vârstă de 41 de ani din comuna Tămădău Mare a fost reținut de polițiști pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice și contrabandă calificată, după ce a tras două focuri de armă către patru persoane aflate într-un autoturism. Incidentul a avut loc pe fondul unui conflict mai vechi între cei implicați. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că muniția și armele găsite au fost achiziționate din Cehia și ulterior transportate în România, fără a fi prezentate organelor vamale de control. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind plasat sub arest la domiciliu pentru 30 de zile. La data de 24 iulie, polițiștii au fost sesizați de un tânăr în vârstă de 27 de ani, cu privire la faptul că în timp ce se afla pe o stradă din comuna Tămădău Mare, județul Călăraș, împreună cu alte trei persoane, pe fondul unui conflict mai vechi, au fost amenințați cu acte de violență de către un bărbat în vârstă de 41 de ani. Totodată, acesta a executat două focuri cu un pistol în direcția vehiculului în care se aflau persoanele în cauză. Ulterior, la data de 25 iulie, polițiștii serviciului armă explozivă și substanțe periculoase au efectuat o percheziție la locuința bărbatului în vârstă de 41 de ani din comuna Tămădău Mare, județul Călăraș, ocazia cu care au fost disponibilizate două arme letale și două cartușe corespunzătoare armelor. Ca urmare a cercetărilor desfășurate cu operativitate, polițiștii au constatat că acesta nu figurează ca persoană fizică autorizată pentru deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor, fapt pentru care au procedat la ridicarea armelor în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, s-a stabilit faptul că muniția și armele găsite au fost achiziționate din Cehia și ulterior transportate în România, fără a fi prezentate organelor vamale de control. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind plasat sub arest la domiciliu pentru 30 de zile. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice și contrabandă calificată.